Bună ziua, dragi prieteni! Mă numesc Vitalie și precum fac parte din echipa Jeep Travel. Am preconizat mai mult timp o plecare spre nordul Moldovei și chiar am ales destinația Canionul Șaldănești. Canionul Șaldănești, eu din auzit, eu nu am fost niciodată, se întinde pe o lungime de 16 km. Da, este străbătut de râul Ciorna. Precum am înțeles, este o priveliște nemaipomenită. Moldova, într-adevăr, are locuri foarte frumoase, dar încă nu au fost explorate. Deci, acest weekend pornim cu echipa Jeep Travel. Suntem circa 10 mașini, după cum am stabilit. Pe parcursul traseului ne vom întâlni încă cu 2-3 mașini, tot membrii echipei Jeep Travel. Preconizăm o călătorie de circa 250 km, să o parcurgem în 48 de ore. Am găsit un loc pitoresc unde vom instala corturile, vom face un popas pe noapte, după care a doua zi vom porni înapoi spre casă. Traseul este configurat atât de bine pentru începători cât și pentru profesioniști de off-road și de expediții care au fost organizate către președintele clubului sportiv Jeep Travel Oleg Barzar. S-a gândit la toți membrii care au experiență și care mai puțină. Da, ne-am aventurat în zonele sălbatice, canionului Șaldănești. Dar totuși am avut și surprize. Au fost plăcute, unul din cele neplăcute. Unica problemă a fost de a te traversa, mai bine zis, râul Ciorna. Haideți să vedem cum a fost. Газ. Право. Mare majoritatea traseului din camionul Șaldănești am avut surprize din acestea. De a traversa râul Ciorna a fost mai complicat pe la mijlocul canionului și am decis mai bine să facem un mic popas. Lumea era foarte încordată deja.
care e stresat, care s-a defectat și un automobil, până am comandat piese chiar în, spunem, în mijlocul camionului, cam mai greu de crezut la noi, Republica Moldova, că poate cineva să-ți facă o livrare de acest gen. Așa că ne-am bucurat de micul popas care am pregătit bucate toți împreună. Spre finalul camionului, totuși am întâmpinat o problemă și mai mare ca cea precedentă, cu traversarea râului Ciorna. Au fost mai multe căi de a ieși, dar noi am ales cea mai complicată. Trebuia de traversat un tunel, după ce ieși din tunel, ai de mers prin, la fel, prin râu sau printr-un obstacol foarte înalt. Care au reușit, care s-au troleat, dar mai mult, majoritatea am ales calea întoarsă, să facem și să găsim alt drum. Iată că am ajuns în mijlocul naturii. Am găsit un loc foarte bun pentru a ne extinde tabăra. Ne-am repartizat rapid pe echipe, cine instalează corturile, cine începe a găti mâncarea, fiindcă deja se înserase și eram cu toții obosiți după această drumeție. Da, precum că nu va fi ultima drumeția noastră, preconizăm pe viitor mai multe de genul dat. Sper să vă placă și toate momentele care au fost dificile de off-road, anume împotmolirile și trolierile, sunt la fel pe canalul nostru de YouTube Jeep Travel Moldova. Puteți să le vizionați. Lăsați-mi comentarii dacă doriți like-uri și spuneți-ne ce mai doriți să vizităm din Republica Moldova.